primul rând vreau să o salut pe doamna vicepreședinte a Bulgariei în Republica Moldova. Este prima vizită a unui vicepreședinte a unui stat prieten, cum este Bulgaria, la noi în țară. În acest an celebrăm 25 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice. Eu cred că și trebuie să facem unele totaluri. Eu consider că acești 25 de ani au fost 25 de ani de succes a relațiilor noastre. Avem semnate 47 de acorduri bilaterale. La capitolul relațiilor comerciale avem o dinamică destul de bună, pozitivă. În primele luni ale anului curent, în primele 6 luni ale anului curent, avem o creștere a comerțului cu peste 20%. Noi am abordat mai multe subiecte cu doamna vicepreședinte în ceea ce țin de relațiile bilaterale, inclusiv un schimb de experiență pe unele domenii mai sensibile, cum ar fi cele din domeniul educației și reformele din educație. Există o experiență negativă în cazul Bulgariei, când se închideau școlile în sate, după care se apăreau probleme și cu funcționarea satelor. Am discutat și despre situația politică din Republica Moldova, din Bulgaria. Am constatat că anul 2016 a fost un an notoriu în consensul, în contextul că au fost aleși în statele noastre doi președinți. Doamna vicepreședinte a spus că și un vicepreședinte socialist. Avem foarte multe lucruri comune, avem provocări comune. Am venit cu mesajul și cu inițiativa și cu invitația oficială pentru domnul președinte al Bulgariei de a vizita Republica Moldova în timp apropiat. Sper foarte mult că acest lucru va avea loc în următoarele luni, împreună cu o delegație a oamenilor de afaceri din Bulgaria. O atenție deosebită am acordat condițiilor pe care le creează Republica Moldova pentru etniile de la noi din țară. În acest sens, în special, ne-a referit la bulgarii care locuiesc în Republica Moldova, peste 50.000 de cetățeni ai Republicii Moldova de etnie bulgară. Mâine vom avea o vizită de lucru în Taraclie, unde vom aborda mai detaliat și problemele ce țin de unele subiecte mai particulare pentru Taraclie și pentru Bulgaria care locuiesc în Republica Moldova. Добър ден, уважаеми колеги! Казвам колеги, защото моята професия е журналист и съм дълбоко убедена, че бивши журналисти няма. Искам да благодаря на президента Додон за това, че спази своето обещание и направи възможна и реалистична тази визита, която беше договорена между нас двамата на една международна среща за Черноморското икономическо сътрудничество още през месец май тази година. 25 години дипломатически отношения. Държа да подчертая, че България е една от първите страни, която признава независимостта на Молдова. 25 години, зад които стоят много споразумения, много връзки, много контакти, много съвместни проекти, много съвместни инициативи и изяви. Но аз съм днес тук, за да продължим за напред и да очертаем онези приоритети, които са важни за двете държави. През тези дни те са само два, но ще бъдат наситени с много, много инициативи и с много прояви. Днес моето официално посещение ще продължи след срещата с президента Додон, с министър-председателя на вашата страна и с ръководството на вашия парламент. Утре, тук в Кишинев, ще се състои една от най-големите срещи и инициативи, които България прави в последните месеци, а именно срещата на всички български медии по целия свят. Не случайно, символично беше избран Кишинев.
И това подчертах преди малко на разговорите с президента Додон, защото Молдова за нас е един от моделите за това как се спазват правата на малцинствата, как се дава възможност в една твърда широка рамка за култура, за изучаване на майчин език, в училище, във всички класове, за правата на тези малцинства. Ще дойдат колеги от Съединените американски щати, ще дойдат колеги от Европа, от други континенти, ще дойдат и много български. Сега говорим мул despre libertatea presei, cum arată mass media presă în secolul 21 și ce perspectivă are. Ținem foarte mult la acest foc, la această întrunire. A avut loc acestea în multe capitale europene, dar este important că ne bucurăm de ospitalitatea Chișinăului, Moldovei, ca să aibă loc mâine. După aceea ne vom deplasa în Tăraclea, unde este singura instituție de învățământ superior bulgară de peste hotare, înființată în 2004, este o instituție importantă nu numai pentru Bulgaria, importantă și pentru Moldova și în ciuda dificultăților, voința celor două state este să continue dezvoltarea universității și se va confirma acest fapt prin semnarea unui consorțiu dintre Universitatea din Tăraclea, Universitatea din Târnovo și Universitatea Tehnică din Rusă, astfel încât universitatea de aici nu numai să se dezvolte, ci și să corespundă în mod adecvat noilor cerințe și să motiveze tinerii să studieze în această instituție de învățământ. O vizită de numai 2 zile și jumătate, dar câte lucruri se vor întâmpla, voi avea întâlnire și cu comunitățile bulgare. Domnul președinte a abordat un subiect asupra căruia am insistat, și anume destinul școlilor din localitățile mici. Ne dăm seama că există toate premisele din Moldova să nu se întâmple greșeala pe care am făcut-o noi în Bulgaria, închiderea unor școli în localități mai mici, ceea ce a dus la o criză demografică și mai mare, ceea ce constituie o problemă pentru țara mea. Închei aici, domnule președinte, și dau posibilitatea colegilor pentru întrebări. Spuneți-te. Може ли да вземете микрофон? Говорите на български, и останалите колеги няма как да ви разберат без преводач. Няма нищо. Има ли опасност това да се случи в Молдова, което се случи в Украина? С ограничаването на правата на малцинствата. Знаем, че и там има голяма българска общност. Напоследък в България започна да се говори за това, но все пак да не подценяваме и българите, които живеят в Молдова. Благодаря ви. Аз ви благодаря за този въпрос. Acum câteva minute, domnul președinte, domnul Dodon, m-a asigurat în mai multe privințe. Cu orice preț se vor păstra toate drepturile pentru învățarea limbii bulgare în toate clasele școlare. Așa cum acest sistem a existat până în prezent, nu se va modifica legislația în acest sens. În al doilea rând, ceea ce a fost o noutate și n-am cum să-mi ascund satisfacția, că în cadrul modificării sistemului electoral, raionul Tăraclea își va păstra independența și în viitor, în cadrul alegerilor parlamentare, va avea un deputat, ceea ce e foarte important. Nu numai pentru Bulgaria, ci pentru comunitatea bulgară și reprezentativitatea ei în Parlamentul Moldovei. Vreau să spun că nu este o soluție ușoară din partea lor, pentru că se va cere un număr ca să se facă ca să aibă statutul de circumscripție, la care Tăraclea nu are cum să corespundă, pentru că sunt mai puțini locuitori. Cu toate acestea,
îi se va acorda acest statut special. Este respect, este nu numai un gest, așa cum am spus domnului președinte, un model, un exemplu, cum funcționează diferite convenții pentru protecția minorităților. Aceasta constituie o dovadă în acest sens. Le-am spus în format fără presă, doamne vicepreședinte și delegații. Un lucru foarte ferm și mă refer aici la trei elemente. În ceea ce ține de etnii în general și în special de cetățenii Republicii Moldova de etnie bulgară. În primul rând, ce se referă la toate etniile. Eu mi-am expus îngrijorarea în ceea ce ține de noua lege deja, ulterior a fost proiect, acum este lege, care a fost aprobată în Ucraina. În Ucraina locuiesc permanent câteva sute de mii de moldoveni și români, care până la această lege aveau posibilitatea să studieze în școli în limba maternă. Eu consider că acest lucru este inadmisibil, să le interzici etniilor să studieze în limba sa natală. În Republica Moldova acest lucru nu se va întâmpla. În Republica Moldova sunt sute de școli cu predare în limba rusă, sunt mai multe școli cu predare în limba ucraineană, în locurile unde ucrainenii compact locuiesc. Sunt școli cu predare în limba găgăuză, în limba bulgară. Și acest lucru va rămâne în Republica Moldova. 2. În contextul posibilei reforme administrației publice locale, care ar putea să presupună fuzionarea unor raioane. Eu sunt împotriva acestei reforme. Dar chiar dacă la o anumită etapă cineva va dori să facă această reformă, raionul Taraclia, unde sunt compact locuiesc bulgarii, va rămâne intact ca autoritate publică locală de nivelul 2. Acest lucru este principal. Și 3. În contextul modificării sistemului electoral, trecerea la sistemul mixt. Apropo, o astfel de reformă se discută activ și în Bulgaria. Pentru a trece de la sistemul proporțional la cel majoritar. Dar în acest context, eu am insistat și în lege deja, în codul electoral este indicat expres că raioanele unde locuiesc etniile vor avea dreptul de reprezentativitate în Parlament, indiferent de numărul delegători în aceste raioane. La modul practic, circumscripțiile se creează dacă sunt 55-60 de mii de delegători. În Taraclia, alegători sunt circa 20-25 de mii. Dacă în alte raioane, circumscripțiile, ca regulă și ca și obligatoriu, vor fi prin fuzionarea unor raioane mai mici. Aici, în Taraclia, va fi o singură circumscripție și bulgarii vor avea reprezentantul său în Parlament, în premieră, în 26 de ani de independență. Eu cred că este încă un pas concret prin care noi demonstrăm o deschidere față de etniile care locuiesc în Republica Moldova alături de populația sau de etnia majoritară de moldoveni. Noi vă mulțumim și vă invităm mâine la Taraclia. Întâi la evenimentul care va avea loc dimineață cu presa și pe urmă la Taraclia. Mulțumim! Благодаря ви и аз и до нови срещи. Ще има достатъчно много новини през останалата част от деня и утре. Тата. Ага. Предсаи Софар. Есть два, есть два, есть два.